Când vine vorba de haine, bărbații nu sunt la fel de impulsivi ca noi femeile, dar ar scoate mai mult din buzunar pentru ceva ce le place cu adevărat. De curând, au început să ia drumul magazinelor second hand. Astăzi, la Tudai Moda, vedem cum arată primul astfel de magazin deschis doar pentru bărbați. Dacă femeile nu se mai simțeau de mult rușinate să intre în magazine cu haine la mâna a doua, pentru bărbați ar fi fost un coșmar să fie văzuți acolo. Până acum. Adelina, ne aflăm în primul magazin cu produse purtate, dar pentru bărbați. Exclusiv pentru bărbați. Spune-mi puțin, cum a apărut conceptul ăsta? A apărut în urma faptului că în celelalte magazine pe care le avem, care sunt de asemenea niște consignații, apăreau bărbați care ne certau pentru faptul că zona de bărbați era foarte restrânsă și că aveam prea puține produse pentru ei. De la Adelina aflăm și că bărbații sunt mai pretențioși ca noi când vine vorba de haine. Cumpărăm mai puțin și mai scump și fiecare mic detaliu contează pentru ei. Studiile arată că bărbații nu cumpără la reducere atât de des ca noi, nu merg la cumpărături ca la plimbare și nu se uită după lucruri frumoase, ci bune. Și încă o diferență mare. O să râzi, dar bărbații păstrează produsele într-o stare mult mai bună Așa de multe ori decât femeile. Poate de asta majoritatea produselor aduse arată ca noi. Avem produse care au în general un fel de istoric cool. Tricouri din zona pop sau din zona hip-hop foarte mult. Chiar din zona hip-hop cred că sunt cele mai multe dintre ele. Uite ceva care nu este la noi și... Un tricou care este de altfel foarte căutat. Avem, spre exemplu, hainele din zona de technical wear. Foarte important. Vin foarte rar de la femei în celelalte shop-uri ale noastre. Aici apar destul de des haine din zona de technical wear pe care ei le-au cumpărat ca să le folosească la ski sau pe drumeții sau atunci când merg cu bicicleta, spre exemplu. Și sunt în general produse care au un preț foarte mare la cumpărare, pe care le poartă de câteva ori, le îngrijesc și le readuc la noi ca să-și recupereze o parte din investiție. Dar de regulă bărbații dau cei mai mulți bani pe încălțăminte, chiar dacă nouă ni se pare că toți Adidas și lor arată aproape la fel. Pentru ei fiecare pereche e diferită și țin foarte mult la cum le vine. Dacă nu le vine bine și totuși au făcut această cumpărătură, mai ajung și la noi în consignație și de obicei este o diferență, îți spun, am observat asta, de câțiva milimetri între măsura care le trebuie lor și măsura pe care au cumpărat-o, dar chiar și așa nu s-ar forța să poarte perechea aia de încălțăminte, că totuși rezist câteva ore, chiar dacă o să plâng a doua zi. În final, trebuie să știți că cel mai cumpărat articol de îmbrăcăminte pentru bărbați este, evident, cămașa albă. Noi ne revedem săptămâna viitoare!